Prin vicepreședintele Comisiei Europene a declarat la Bruxelles faptul că europenii pot contribui în lupta împotriva lui Vladimir Putin prin diminuarea căldurii din casele lor. Rusia furnizează Uniunii Europene 40% din gazul necesar și aproape un sfert din țiței. UE vrea să reducă dependența de combustibilii fosili din Rusia înainte de 2030 și să taie din cererea pentru gazul provenit din companiile controlate de Rusia cu 2/3 până la sfârșitul anului, a transmis Comisia. Prim vicepreședintele Comisiei Europene a spus: este greu, este al naibii de greu, dar este posibil. O putem face și o putem face rapid. Tot ce avem nevoie este curaj pentru a ajunge acolo. Dacă a existat vreo perioadă pentru a face asta, acum este timpul. Alegerile voastre privind câtă energie consumați vor decide cât de puternici suntem în reacția noastră față de Rusia. By the end of this year, we can replace 100 BCM of gas imports from Russia. That is 2/3 of what we import from them. This will end our overdependency and give us much needed room to maneuver. It's hard, bloody hard, but it's possible if we're willing to go further and faster than we've done before.